Patia lui Ejuma care mai e? Situația lui Ejuma ce? Are o ofertă. Eu am spus, da, bă, da, dați un milion pe el. M-a dat, m-a costat pe mine vreo 6-700 de mii. Dați un milion, nu, domnule, că împrumut. Da, bă, da, dați 500 de mii împrumut și după aia încă un milion. Ori vă costă un milion direct acum și banii în rate. Bine, bă, dați banii în rate și că n-am nevoie de bani eu. Ori dați banii un milion acum, ori dacă nu vă costă peste un an, un milion jumate. Adică 500 de mii împrumutul și încă un milion. Banii în rate, banii în rate, n-am nevoie de bani. Și eu sunt bani. Vale Gheorghe pleacă și el? Nu știu, bă, de bani, știi tu ceva? Adu tu clientul. Păi nu, lasă. Să-l lăsați. Și eu-l las. Ce nu-l las? Are o ofertă? Are o ofertă? Păi nu știu, are? Vrea cineva? Păi nu știu. Cum liber? Așa au făcut informații. A vrea liber? Păi e liber omul. Cum nu e omul, toată oamenii sunt liberi. În ce condiții poate pleca? Ești impresara lui? Nu. Ce, să știe și el, măcar. Să știe el, știe tu. Bă, ce negociezi pe tine? Ia, lasă-mă. Înghezana? Ce e înghezana? Înghezana trebuie să aibă acomodare, nu v-am zis? Acomodare. Ai văzut ăsta, Daua? S-a acomodat și cel mai bun fundaș central din România la ora asta. Și a venit, a avut ofertă, dar bă, da, 3 milioane, vreți? De lângă Grecia. Și? Vor să dea două. Nu îl dau. Uite și Cordea are ofertă. De unde? Cât? 2 milioane. De și eu am cerut 3, din Arabia. Să mă, da, n-ai văzut pe care vin de bandă rulantă. Ce? Milioane, 3 milioane. Nu, eu vreau 3. Uite ce, mă, ce? Că sunt bani. Păi da, da, pe care mă cheamă? Banii, milioane.